Bună seara și bine ne-am regăsit Bună la o seara! nouă ediție emisiunii Profesioniști în Devenire. Este o zi specială pentru mine, avem invitați de marcă. Prima noastră invitată este Ion Simona. Bună seara, Simona! Și a doua invitată este Francisca Dulcean. Bună seara! Bună seara. Simona, spune-ne câte ceva despre tine. Deci mă numesc Ion Simona, am 21 de ani, sunt din București. Mulțumesc frumos! Am început să cânt de la vârsta de 11 ani. Am urmat școala de cant în Italia când m-am mutat cu mama mea. Am făcut acolo 6 ani de zile de canto leggero, deci muzică ușoară. Am revenit în țară acum 4 ani și am continuat studiile de canto la Ploiești cu domnul Viorel Gavrilă și am terminat școala de artă din București. Mm-hmm. Ai ceva școli terminate? Am. Se vede în experiența ta muzicală. Mersi, și o să continui. Cred că muzica toată viața are ceva să te învețe și, și marii profesioniști, desigur, tot au ceva de învățat. Ai participat la ceva concursuri? Am participat la tot felul. Așa. Pot să mă numesc, nu știu, probabil ghinionistă. Din păcate, la X Factor am ajuns în a doua etapă, nu am trecut mai departe. Am fost și la România Talent, la Vocea României și la Fabrica de Staruri, am fost și în Italia, la mai multe. Ai fost la ceva? La festivaluri, de când sunt în țară, naționale, internaționale. Am și la Mamaia am fost, în 2012 am participat. O să încerc. Și câștigat? La Mamaia nu am câștigat, n-am intrat în finală, din păcate. M-a dezavantajat foarte mult ținuta. Noi la Mamaia suntem obligați să purtăm o ținută anume. Uh-huh. Au scris tot felul de ziare despre mine. Dacă dați un search pe Google, sigur o să mă găsiți. Cum spunea colega, dacă te pot numi așa, și publicitatea negativă face bine. M-am trezit a doua zi pe toate ziarele, cum că mi se vedeau chiloți, ceva de genul, lingerie intimă, dar de fapt era ținuta care mi-au dat-o ei, dar a fost ok. Publicitatea negativă face bine și... Ai simțit pe pielea ta... Cât de rea este lumea asta. Da. Lumea asta este și rea, într-adevăr, dar din moment ce vreau să fac parte din ea, trebuie să accept. Ai simțit că nu este totul foarte corect? Exact, da. Da. Au intrat în finală... Deci nu este poveste. Foarte multe care se spuneau că... Na, aveau ceva povești în spate, dar asta e. O să încerc până nu când... Nu întotdeauna cel mai bun câștigă. Desigur. Da. Și tu vorbești bine și italiana, nu? Pentru că ai stat foarte mult în Italia. Am avut foarte mare dificultate cu limba română când m-am întors, pentru că am plecat, aveam 10 ani jumate și am făcut școală. Oricum vorbești foarte bine românește. Mersi. Am continuat școala aici, deci clasa 11-a și a 12-a. Am luat bacul, acum sunt la facultate și muncesc pe partea cu limba italiană. Deci încerc să, nu știu, să găsesc un avantaj. Ai vrea să pleci în Italia la un moment dat? Nu aș vrea să mă mai mut în Italia, pentru că am stat deja 7 ani jumate și am ales să mă întorc în țară, în primul rând pentru muzică. Consider că aici sunt... cum să zic, mai multe șanse. Era mai greu să răzbești în Italia, acolo? Da, e mai greu pentru că în Italia, de exemplu, nu există așa zise festivalurile, nu? Nu sunt festivaluri cum sunt aici, nu sunt așa multe concursuri. Bine, și bănuiesc că promovează mai mult oamenii lor decât desigur, desigur. Eu fiind oricum româncă, chiar dacă am cetățenia lor, oricum eu sunt văzută. Ați văzut și exemplele Andreea Olariu, Modena Lefter, au ajuns ele într-un loc anume, dar n-au reușit să câștige, că automat ei promovează italienii. Sperăm că punem și noi o pietricică acolo la lansarea ta. Am demonstrat cam foarte mulți, începând și la Modena Lefter și Andreea Olariu, că românii sunt într-adevăr talentați și în Italia se cântă foarte puțin live, din păcate. Și sper să se audă numele de România. Și, din păcate, cum știți cu toți, imaginea României nu este... Bine, nu am putea spune că Italia nu este o țară de cântăreți. Este desigur. Că toată lumea cântă în Italia. Este desigur. Eu mă refer mai mult la generația noastră. Da. La generația noastră. Ce să zic, acolo au o altă modalitate de a cânta, de a, nu știu, de a se gândi probabil pe plan muzical.
Și, nu știu, aș dori ca imaginea României să fie puțin diferită de cum e acum. O să fie. Simona, spune-mi, ce facultate urmezi? Sunt la Dimitrie Cantemir, la relații publice și comunicare. Ah, deci tot în partea asta de media o să te îndrepti. Comunicativă, sunt foarte comunicativă, da. Se vede, se vede. Lucrez la un call center, fac vânzări pe limba italiană și, da, mă consider o fire foarte comunicativă și îmi doresc să fac, dacă nu am noroc pe plan muzical, măcar să am o rezervă acolo. Nu există, nu am noroc. Norocul ți-l faci tu. Și cum de n-ai ales să faci o facultate mai aproape de domeniul muzical? Am vrut să mă înscriu la conservator, toată lumea mi-a zis, dar îmi doream să am și un ban al meu. Dacă mă duceam la conservator, nu mai aveam timp de muncă, nu mai aveam timp, nu știu, să mă mai duc cu prietenii undeva sau să-mi iau o vacanță, pentru că la conservator, și am foarte mulți prieteni care sunt la conservator, trebuie să-ți dedici tot timpul acolo și da. nu am vrut să fiu întrețută de mama până la nesfârșit. Da, și e greu. Am vrut să fiu independentă. Am înțeles. Mulțumim, Simona. Francisca, spune-mi câte ceva despre tine. Ce pot să zic? Mă numesc Dulceanu Francisca Andreea. Toată lumea mă strigă Francisca. Așa. Inclusiv părinții. Am 20 de ani. Când de la 5 ani. Și am avut tot felul de activități, așa, tot felul. Nu am studii superioare, pentru că eu am fost o fire mai ambițioasă, mai rebelă și consider că acolo unde este 90% talent, încă 10% muncă și pleci cât de departe poți. Dar, bineînțeles, pe perioada cât am fost în acel concurs Six Factor, cum sper că mulți dintre telespectatorii noștri știu, am fost nevoită și am avut onoarea de a lucra cu doamna Crina Mardare, care este cel mai bun vocal coach din România. Deci afirm cu încredere și sfătuiesc pe toată lumea care vrea, da, într-adevăr, să învețe muzică. Da, are o experiență, o viață de muzică. Da, și îți dă flow-ul ăla și încrederea în tine de care ai nevoie. Am deviat puțin de la subiect, da? Și ziceam de mine că am început de la 5 ani să cânt. Am început cu teatrul, cu muzica, cu dansul de societate. Am făcut la 4 ani jumate, la un moment dat, spre 5 ani, 5 ani și ceva, am făcut actorie de publicitate. Deci toată viața ta a fost legată de artă. Toată viața mea a fost legată de artă, da. Și vreau să spun că nu m-aș vedea făcând altceva. Cu toate că urmez o facultate. Spune-mi, stylingul cine ți-l face? Cine te aranjează? Cine te aranjează? Cine te îmbracă? Stylingul deocamdată și din păcate eu mi-l fac. Adică din păcate. De ce? Din fericire, că arăți foarte bine. Mulțumesc. Datorită faptului că nu am ajuns la un anumit nivel, încă lupt pentru asta, cum cred că toți luptăm de aici, yeah, să ajungem la un anumit nivel. Până atunci consider că mă descurc. Aș putea chiar să, mai cu critici, mai cu complimente, critici, bineînțeles, negative, pozitive, oricum, mai cu una, mai cu alta te descurci. Poți să construiești ceva, eu spun, în timp, până ajungi la un anumit nivel. Asta rămâne de văzut și depinde și de noroc. Până în ce etapă ai ajuns la X-Factor? În sezonul trecut am ajuns în semifinală. Am ajuns în ultimii 4 concurenți. Wow. Și am fost într-o trupă de fete, în trupa Red. Eram cele 3 moldovence. Și vreau să spun că, nu știu, m-am marcat această experiență. M-a marcat faptul că am început așa ușurel, am început timid, m-am dus la preselecție. Nu știu, nu speram să ajung atât de departe. Eram fericită dacă ajung în prima gală live, nu în semifinală. Deci, și nici acolo nu speram să ajung. A fost ca un vis frumos pentru mine. O cunoști pe Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer? Da. O cunosc personal. A fost în emisiune, scuze. Nu știi despre cine vorbesc? Dacă mi-arăți o poză, deci eu am un mare defect. Eu și piesele. Ai văzut Scarface?
Nu, n-am văzut Scarface. Cred că ai văzut... Ce ne-ai gândit să ne gândim? Eu știu Frankie și Johnny. O știu pe actriță. Deci o știu pe actriță, dar nu... Eu am un mare defect și asta... Bă, să știe toată lumea. Eu chiar și persoanele le țin minte după față, nu după nume. Piesele, majoritatea nu le țin minte după nume. Când le aud, îmi dau seama, păi aia era. Păi nu știu, probabil... Când se termină emisiunea, să intri pe Google, să te uiți la ea, să vezi cât de bine-i semi. Michelle Pfeiffer. Deci mi s-a spus până acum de Jennifer Hudson. Mi s-a spus din... Nu, uite-te și ai să vezi. Grey's Anatomy sau ceva gen că era... Uite-te și ai să vezi, ai ochiul format. Semeni foarte bine cu ea. Păi, mulțumesc, e un compliment dacă e... O să-ți placă. E o tipă foarte mișto. Mulțumesc. Spune-mi, în afară de X Factor, la ce concurs ai participat? Sau ce faci tu, de fapt, în viața de zi cu zi? Cum este o zi din viața ta? Ca să se spun la prima întrebare, am participat și eu, la fel ca și colega. Am participat la tot felul de concursuri, și de teatru și de muzică. Deci eu, mie, am fost pasionată și de teatru. Am avut tot felul de roluri, m-am transpus și asta m-a ajutat foarte mult și în dezvoltarea personală. Am tot felul de premii, de la premii speciale, la trofee. Am participat la concursuri naționale, internaționale, cunoscute și televizate, gen... Și, nu știu, am căpătat câte experiență din toate, dar eu, nu știu, scopul meu la acele concursuri nu a fost premiu, câștigarea unui premiu. A fost pur și simplu să cunosc oameni noi și să mă distrez. Cred că asta a fost pe primul loc la mine, să capăt așa experiență și cred că asta... Nu știu, asta își spune cuvântul în viața de zi cu zi, că am ajuns. Păi, cum se decurg o viață? O zi din viața mea. Ce faci tu în viața de zi cu zi? Facultate, în prezent. La ce facultate ești? La Facultatea de Management, la Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism. Sunt în agronomie. La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Sunt mândră că am intrat la această facultate. Am intrat pe mediile mele și pe forțele mele proprii. Mai ales că e o afacere de familie aici. Da? Părinții mei au legătură cu agricultura, au o mică fermă, au acolo tot terenuri agricole și aș putea să am ceva pe lângă. Cum ai spus și tu, cred că e un plus să ai... Să ai o rezervă acolo și nu neapărat o rezervă. Cred că ai mei sunt și mândri de mine că am, pe lângă muzica, am ales să le urmez, să le continui, să aibă un moștenitor oficial, ca să spun așa. Bănuiesc că e și destul de greu la facultate. E foarte greu. Deci, dacă mă aude vreun domn profesor de la facultate, cred că... Nu, e greu. Dar în același timp e și frumos. Deoarece, da, este și frumos. Am obiecte frumoase care chiar îmi plac. E greu pentru că eu, știți cum, fiind pe partea asta de artă, mai mult cu limba și literatura română, mai mult cu astea am fost, n-am fost cu matematica și cu științele exacte. Ori aici fac mate, chimie și... Dar oricum agricultura este de viitor. Adică este de viitor și am terminat tocmai ieri, am avut ultimul meu examen și vreau să spun că la mate am o notă mai mică, dar am trecut. Asta e important, dar în rest am 9 și 10. Nu am nici măcar un 8 la examen. Foarte bine. Cu brio, chiar am făcut față și mi-a fost greu să mă acomodez. Foarte bine, oricum partea asta, uite, chiar și asta, partea asta cu agricultura bio e... Da. Ia uite cine este pe ecran. Ce zici? Michelle Pfeiffer. Dacă ai fi blondă, ai semăna cu ea? Cistic. Dacă aș fi blondă. Uite-te la trăsăturile feței. La trăsături, eu mă uit la pomeți, așa, la forma feței. Da, la forma feței, E frumoasă? Da, e frumoasă, dar că nu mă regăsesc. Și e o actriță foarte bună. Privind-o chiar nu mă regăsesc. E un pic mai mare decât tine, dar bine, este pe semne și operată, dar la tine nu există operație. Nu există nicio operație. Dar tu ești mai frumoasă decât ea pentru că ești naturală. Mulțumesc, sperăm. Da, și oricum există și ăsta, avantajul tinereții. Așa e că un avantaj care se risipește așa ușor. Oricum îți doresc să depășești în carieră.
Mulțumesc foarte mult. Îmi doresc și eu să ajung cât mai departe și să ajut la rândul meu. Deci chiar mi-aș dori ca la un moment dat să ajung la un nivel, să ajung să am poate succes, măcar național, dacă nu știu, internațional nu. Și de ce nu? Să... Eu da, am zis ține măcar, de tine, da, ține de tine și de oamenii din jurul tău. Ține de tine cum te promovezi, cum te vinzi, că... Sigur, asta. Sigur. Și, nu știu, mi-aș dori să pot ajuta un tânăr talent, să mă regăsesc așa în cineva. Să spun, uite, așa eram și eu acum... Și noi îți dorim câțiva ani. Și mulțumesc. Noi îți dorim din suflet. Oricum, ne cânti un pic? Da, vă cânt așa. Piesa pe care am promovat-o acum câteva zile, chiar am pus-o pe YouTube. Aha. Deci și... e în premieră la noi. Da, e în premieră la voi. Și vreau să zic așa câteva cuvinte. Spune-ne, e o piesă comercială, eu cânt cu totul alt stil, dar m-am hotărât să abordez acest stil de muzică pentru că... Să încerc și altceva. Să încerc și altceva da. Nou. Și plus de asta, piesa are... Nu e o piesă comercială și atâta tot. Piesa are și ceva din mine. Mm-hmm. Cum își pune fiecare artist, își pune amprenta pe lucrarea lui, își pune acolo o semnătură. Eu mi-am pus ceva și din mine, pun o parte din mine în fiecare piesă și în fiecare lucrare pe care o fac. Să arăți exact cine ești. Da. Și sperăm să promovăm, sperăm să avem destule aprecieri încât cu siguranță să ajungem să scoatem și un clip la ea, de ce nu? E o piesă siguranță. Care probabil și sperăm că va avea succes la vară, începând din primăvară, vară, așa. Cu siguranță va avea succes, o ascultăm. Da.
Foarte frumos! Mulțumesc! Cu siguranță piesa va ajunge în topuri vara asta. Chiar. Sperăm, sperăm să placă și publicului nostru mai tânăr, pentru că e o piesă de adolescenți, ce să spunem. Sigur că da, sigur că da. Sperăm să placă și sperăm să o prindă la cam la toate vârstele. Nu știu, eu nu-mi doresc decât să trec, să merg pe stradă și să-mi aud piesa cântând și să susțin concerte, să văd oamenii cum zâmbesc, pentru că e o piesă pe care zâmbești, îți dă așa o stare, un feeling. Așa e, așa e. Spune-mi, cine a compus piesa? Piesa a compus-o o echipă, așa, formată din doi băieți de la Bang Bang Studio. Niște băieți cu care mă cunosc de ceva timp. Sunt din Republica Moldova. Apropo, eu sunt moldoveancă și sunt mândră de asta. Foarte bine. Sunt chiar din nordul Moldovei, sunt din Botoșani. Nu spuneam că moldovenii mai sunt judecați. Și suntem prieteni de ceva timp. Mi-au făcut, am mai lucrat cândva, acum 2-3 ani, mi-au mai făcut o piesă. Uh-huh. Dar deocamdată consider că e ok să încep cu aceasta. Mă reprezintă și, nu știu, sper să prindă. Eu mă rog. Cu siguranță să... Nu sună foarte bine piesa asta. Mulțumesc, mulțumesc. Sunt multe fete venite din Moldova. Băi, știi cum e? Deci, scuze-mă că te întreb. Am invadat lumea. Da. Suntem peste tot. Suntem de în Moldova cresc multe fete frumoase și deștepte. Oricum trăiască Moldova și regia noastră. Că și la noi regia avem un moldovean, moldovene, hello. Foarte bine. Da, eu ziceam că peste tot cresc oameni inteligenți și frumoși. Suntem toți oameni. Da. Nu contează că suntem moldoveni, că suntem ardeleni. Eu mă înțeleg bine, da, moldovenii au dat dovadă că sunt foarte, foarte buni în ceea ce fac. Mai mult sau mai pe unde puțin. Merg? Pe unde merg, da, păi știi cum e, orice pădure are câte are și ea uscăciune acolo și în partea asta sunt, deci toți suntem oameni, da, toți trebuie să ne iubim între noi, că, pentru că suntem același neam, ce Dumnezeu, suntem oameni. Da, așa e, așa e, așa e. Avem carne și oase și sânge și suntem făcuți în același material, adică nu văd care sunt problemele, dar am vrut să evidențiez că sunt... Din punctul meu de vedere, oamenii care zic că moldovenii sunt și pe aici și pe acolo, sunt invidioși în primul rând. Ai, nu cred. Eu sunt o fire foarte pozitivă. Eu sunt o fire foarte pozitivă și consider că poate vorbesc la nervi și nu știu ce spun. Una peste alta, suntem români, suntem deștepți, frumoși și talentați. Da. Să mai faceți o întrunire de 1 decembrie. Mai facem. Și să purtăm o discuție din asta. Francisca, îți mulțumesc frumos pentru mulțumesc participare. Eu. Te așteptăm cu drag oricând dorești să promovezi ceva. Te considerăm prietena emisiunii noastre. Vă mulțumesc și eu vă consider prietenii mei. Și noi intrăm în publicitate, revenim. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me portais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Au bout du monde aurait
je veux crier. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. J'ai décidé de pardonner. Au doux monde au rêve, je vais crier. Bravo, bravo! Și am revenit în studio cu invitații noștri și frumoși și talentați. Uite ce sâmbătă frumoasă avem! Bun, avem și o nouă invitată, Bianca Olteanu. Bună seara, Bianca! Bună seara! Bianca, tu ești la școala 190. Bun, Bianca, spune-ne câte ceva despre tine. Am 14 ani, de când aveam 4 ani. Am făcut, adică încă fac pian de la vârsta de 7 ani, iar de 2 ani studiez și violoncel. Și eu am participat la multe concursuri naționale și internaționale, și la pian, dar și vocal. Am făcut parte și dintr-un proiect televizat, Televiziunea Copiilor, al domnului Titus Munteanu. Da? Frumos, frumos! Da, a fost o atmosferă super. Și dansam, aveam coregrafi. Deci te-ai mai întâlnit așa cu televiziunea. Da. Și am terminat școala de arte și anul de specializare. Foarte tare! Deci ai ceva experiență, Simona? Simona, Bianca. Uite, am rămas la Simona, că ne-a cântat Jotem și pe mine, mama, că mie îmi place foarte mult melodia. Lara Fabian. Ai ceva experiență? Ce pot să spun? Păi, hai, ne cânti? Sigur. Și după aia mai vorbim. Sau de fapt, hai, hai, hai. Hello, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over. Until you kiss my lips and you save me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand in
ai o voce puternică. Ai, bine, ai ales și o piesă destul de grea. Îți place Adele? Da, e o cântăreață foarte bună. Este cântăreața ta preferată? Nu chiar, dar este una dintre. Alex, ți-a plăcut? Foarte frumoasă melodia ai ales și mi se pare că o interpretezi destul de bine. Adică e foarte grea în primul rând de cântat și te descurci foarte bine. Da, foarte, foarte frumos. Simona, ți-a plăcut? Da, sigur. Foarte bine, pentru vârsta ei are chiar un timbru interesant. Okay. Și dacă mai continuă cu munca, sigur o să-i fie recunoscut timbrul ăsta în muzică. Cu siguranță. Așa, să trecem mai departe. Spuneți-mi, ce cântăreți favoriți aveți voi? Bianca, spune, ce cântăreți favoriți ai tu? Ce asculți mai mult? Pop, rock? Eu ascult rock, în general. Bun, așa. Și trupa mea preferată este Nirvana. Super, e frumos, frumos. Și în afară de Nirvana? Eu ascult drum and bass și sunt niște fete care cântă superb. Așa. Cum ar fi Belle Humble, Ayah Marar, Jenna Jay, Katie Zambijan și multe altele. Super! Nu ești pe genul ăsta cum sunt toate fetele, Beyoncé, Rihanna, Shakira. Bun. Bun, îmi place, îmi place, îmi place. Te bine. Da. Simona, tu ce asculti? Cântăreața mea, bine, am mai multe, bineînțeles, cântărețe preferate. Una dintre ele este Georgia. Îmi place foarte mult tehnica ei și timbrul vocal. Beyoncé o consider o artistă completă, deoarece susține în concertele ei dans, muzică, face un adevărat tot show. Da. Și, mă rog, mi-e plac ăștia grei care, din păcate, nu mai sunt. Freddie Mercury este idolul meu. Da, și al meu. Îl ador. Louis Armstrong. Clar. Ella, cu care cânta el, Summertime. Da, mulți. Dar în prezent îmi place foarte mult Georgia. Foarte frumos. Bun. Hai să vedem top 5 cântăreți celebri care au fost descoperiți online. Și avem pe, uite, pe Justin Bieber, care a fost descoperit pe YouTube. Ai lui puneau tot felul de cover-uri. Știați că a fost descoperit? Da. Știu că a fost văzut și pe YouTube și el cânta într-un local, mă rog. Și l-a văzut un producător și a fost prezentat apoi lui Usher, pe care și lui Usher i-a plăcut foarte mult de el și l-a luat sub aripa lui. Da. Vezi ce impact are și YouTube-ul. Are. Bianca, ce părere ai? Păi mie e una, adică zi. Nu e genul meu Justin Bieber, dar n-am nimic cu el pentru că e un om care a muncit foarte mult să ajungă unde e. Nu-l favorizez foarte mult, eu știu, cum cântă. Nu prea. Dar îți place cum arată? Uite. E drăguț. N-a ajuns la vârsta aia, se uită pe beți, hai. Da, adevărat. Gata. Adevărat. Da, e un fenomen Justin Bieber. Alex, ți place Justin Bieber? Nu mi-ai zis niciodată. Păi, nu-i ascult muzica, adică n-am nimic cu el. Da, exact. Dar ai stilul lui Justin Bieber cu breton într-o parte. Da. Faci cu geaca așa. Aha, nu? Habar n-am cum face. Hai mă, Alex! Adică, nu știu. Trebuie să înțeleg că ți-e place Justin Bieber. Nu sunt neapărat nebunită după el, dar îl apreciez pentru ceea ce face, apreciez munca. Muncește, are talent. Bravo lui! Bine, munca de artist nu e ușoară. Și voi știți deja, deși sunteți la început. Implică foarte multe ore de repetiție. E muncă multă. Într-adevăr. Bun, hai să trecem la numărul 2. Care este, pe care ne-a și cântat Bianca, Adele. Care, tot așa, a fost de pe YouTube, așa am început cariera. Așa, ce spuneți de Adele? Adele îmi place foarte mult ca voce.
Știu că este o fire mai complicată. Am cunoștințe care lucrează la o casă de discuri pentru ea. Este o fire foarte complicată. În ce sens? În ce sens complicată? Rebelă. Adică dacă ea vrea să ia o pauză de 5 luni în care să-și dedice, nu știu, timpul copilului ei, nimeni nu poate să-i spună nimic. Impresar, manager, așa e ea. Și respect. Clar. Foarte bine. Și deci este o tipă cu personalitate. Bine, probabil își permite să facă așa pentru că a ajuns la nivelul ăla. Corect, în care corect. Să zică, băi, vreau și eu să fac altceva. Pe semne că în viața asta vrea să se bucure și de statutul de artistă, dar vrea să se bucure de familie. Tocmai a născut. E important să-și păstreze timp pentru ea însă și pentru copilul ei. Corect. Bianca, spune, uite, ne-ai și cântat o piesă de la Adele. Cu siguranță îți place. Am văzut câteva concerte și îmi place că se implică cu tot. Cu tot sufletul. Da. Și e simpatică. Da. Este, într-adevăr, Adele este un fenomen. Mulți, când au văzut-o prima oară, din cauza... Transmite mult publicul. Da. Mie, așa. Da. Transmite, sigur, te mișcă. Bine, publicul când a văzut-o prima dată avea și câteva kilograme în plus, avea și așa. Zicea, ce să fac Adele? Exact. Dar ea a demonstrat că chiar și dacă ai kilograme, chiar și dacă ce, poți să te exprimi, poți să te arăți, poți să te manifesti, în oricum mai arăta și așa mai departe. Mi se pare foarte expresivă muzica ei. Este într-adevăr expresivă. Deci, Alex, îți place Adele? Știu câteva melodii. Nu ești numai pe Red Hot Chili Peppers, să înțeleg. Nu. A, bun. Hai, descoperim, Alex. Bun. Bine, ea ca și personalitate este într-adevăr foarte expresivă. Are o figură expresivă. Chiar dacă a fost mai plinuță, oricum era frumoasă. Are trăsături frumoase. Bun, trecem mai departe. Pe locul 3 avem pe Nicki Minaj. Să vedem ea. Ia să vedem, Alex, îți place? Nu. Nu. Bine, bineînțeles că am auzit de ea, dar nu... Naoleu, Alex, Nicki Minaj. Bof. Nu știu nicio melodie. Nici eu nu pot să zic că știu. Dar în afară de rock, ce mai ascult tu, Alex? Are melodii cu David Guetta. A, asta am vrut să zic, da? Are colaborări și decolaborări. Colaborări. Bine, mie mi se pare un pic că vrea să se ducă un pic așa și, nu știu, un stil și îmbrăcăminte spre Lady Gaga, dacă nu mă știu. Rihanna are colaborări. Da. Ce părere ai, Simona, despre Nicki Minaj? Păi e un personaj, ce să zic. E originală. Bine, bănuiesc că n-a fost ideea ei. Că toți ăștia... Publicitate artiști. Bună, agenți buni, sigur. Da, e originală și are un stil aparte, face rap foarte bun și ca femeie, nu prea întâlnești să concurezi așa, nu știu, cu nu știu, Eminem sau Jay-Z. E deosebită între ele, dar ca voce cum ți se pare? Ai auzit-o vreodată? Păi ea n-are voce, ea n-are absolut deloc voce, are flow. N-are flow. Deci nu neapărat vocea, dar flow-ul. Bun. Bun, mergem mai departe. Locul 4, Jessie J. Bianca, văd că zâmbești. Bun, îți place Jessie J? Da, am și vrut să-mi la un concert în vară. Doar că n-am mai apucat, că e în hara mare. Era la Mamaia. Da. Nu mai e. Deci ea a fost descoperită online. Bun, tot așa. Ia zi-mi, Simona, îți place vocea ei? Da, e ok ca voce. E ok, dar nu te omori. Nu-mi place atitudinea ei. De ce? M-am uitat la... Ea a fost în jury la The Voice. La... Așa. Are o atitudine așa de VIP și mie nu-mi superioară. Plac superioară. Da, nu-mi plac atitudinile VIP. Stai aia cu It's Not About The Money, nu? Da. Măcar atâta știu și eu. Price tag. O știi pe Jessie J, Alex. Am ajuns la punctul în care am descoperit că știi, it's not about the money. Bun, e perfect. Bun. Bianca, ia zi. Cântă foarte bine. Live. Mm-hmm. Ai mai auzit-o? Ai mai văzut concerte pe net? Da, și m-am uitat și eu la The Voice. Mie îmi place de ea. Îți place de ea? Foarte bună pe scenă. Foarte bună pe scenă, da, într-adevăr. Are și o publicitate, da, e ok. Bun, să trecem mai departe. Trupa Avicii.
Bun. Ce părere aveți de Avicii? Super. Wake Me Up. Alex, știi? Nu știu, îmi sună... You wake me up and... Ah, da. Alex, știam că știi. Știam, trebuie să... Așa, bun. Simona. Păi el e un DJ. Da, el e DJ, da. Avicii, da. E foarte tânăr, e talentat, mă rog, nu știu cât de talentat, dar a prins piesa foarte bine și, mă rog, ești mai obiectiv așa, asta e, mai sinceră. Da. Consider că trebuie să ai foarte mare, cum să zic, să ai o piesă foarte bună care să prindă și nu prea mai contează dacă o cânți bine sau nu o cânți bine. Ai piesa aia... Clar, clar. Și el, da, a avut o piesă foarte bună. Este, a fost nebunie cu Avicii. Toată lumea, am zis că au fost și în concert la noi. Parcă. Dar știi că, de fapt, piesa Wake Me Up, toată piesa a făcut-o cel pe care a interpretat-o. Da, el doar a remixat-o. Făcut, da. Da, da. Are și el un merit acolo. Are. Așa. Bun. Mie îmi place. Și se anunțase un concert, dar s-a anulat pentru că nu era. Era o făcătură. Era o făcătură. Da. Simona, ne cânti? Ne încânti? Vă încânt. Te rugăm. Yeah, yeah, yeah. But I gotta stay true. My mano's got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. I don't know what this is, but you got me good. It's like I knew you would. You got me begging you for mercy. Oh, I want you to release me. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I say you better release me, yeah. Now you think that I'm will be something on the side, but you got to understand. Why you won't?
bine, foarte frumos, Simona. Super. Mersi. Da, văd că îți place și tu ăsta, Daffy. Da, îmi place Daffy. Îți place Daffy? Ai, și mie îmi place, și mie îmi place. Mi-a ales piesa asta. Mi-a plăcut mult, mult, mult. Bun, să trecem mai departe cu lista câștigătorilor la premiile BAFTA 2014. Urmăriți premiile BAFTA? Da. Te-ai uitat? Eu urmăresc tot. Urmărești tot? Tot. Știi, Simon? Aștept Oscar, știi? Oscar acum. Nu știi, Bianca? Am auzit, dar nu mă uit. Bun, vedem premiile mai, un pic mai târziu, că avem regia, după pauza de publicitate. Am revenit după pauză și continuăm cu premiile BAFTA. Bun, deci premiile BAFTA au avut loc duminică pe 16 februarie, ediția britanică. Bun, ce știți voi despre premiile BAFTA? Păi, nu am urmărit de data asta, dar știu despre ce e vorba. Premiază filmele. Da, da, da. Care au fost, mi se pare că ele premiază filmele în anul 2013, că n-au cum să premieze anul 2014, nu? Da, da, da. Au fost premiate cele din 2013, da. Da, ce să zic, sunt prezenți toți acolo. Da, da, mă uit. Aștept acum, cum îmi spuneam, Oscarurile, da, în martie. Da, tu urmărești pe Mila BAFTA? Știi ceva de ele? Nu prea? Știu că e un fel de Oscar. Bun, hai să vedem, uite. Cel mai bun film a fost câștigat, mă rog, câștigător, filmul 12 Years of Slave. Cine l-a văzut? Da, știu despre ce vorba, nu l-am văzut. Ia, zine și nou un pic, că noi suntem un pic păi din afară. Despre ce să fie vorba? Și era normal să fie premiat astfel de film, că na, are o temă de care se vorbește de nu știu câți ani. Este vorba de un om care a fost ținut sclav atâția slav, Victor Slav. Victor Slav, da. Televiziunea m-a zăpăcit. Mi-a spălat creierul. A fost sclav foarte mulți ani, apoi și-a câștigat libertatea, mă rog. Aș vrea să-l văd. Uh-huh. Colegii mei de muncă l-au văzut și mi l-au recomandat. Mie mi-au plăcut altele în 2013, dar da, nu știu dacă au fost premiate. Am înțeles că este nominat și la Oscar. Da, 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 da. Bine, tema mie e foarte puternică, așa, da. Vorba ta, de-aia și la cel mai bun. Ai văzut Bianca, 12 Years of Slave? Nu. Am zis că e și o carte, dacă nu mă înșel. E, da, de obicei cred. Filmele sunt făcute după cărți. Bun, trecem la următorul, cel mai bun film britanic, Gravity. L-am văzut. Cu Sandra Bullock și cu George Clooney. L-am văzut, mi s-a părut o porcărie. L-ai văzut? Asta e. A fost o porcărie. De ce? Mie mi s-a părut o porcărie. De ce? Prea mult SF, prea mult... Nu, eu m-am uitat pentru că îmi place actrița Sandra Bullock. Și George Clooney, nu? Nu e printre preferații mei. Bine, e mai bătrân el ăla, așa, nu? Nu e printre preferații mei. M-am uitat la film și... Nu știu, mie, sincer, mi s-a putut o porcărie. Adică tot filmul acolo în spațiu, ea țipând, da, o groază și... Crezi că merita să fie nominalizat la Oscar? Păi, după părerea mea, nu, pentru că mie nu mi-a plăcut, da? Nu ți-a spus nimic? Probabil au fost efectele, da, mai ok. Cum a fost și la filmul Avatar atunci. Cu siguranță că pentru efecte. Bun, cel mai bun film străin, The Great Beauty. E, asta nu l-am văzut. Nici eu. Bine, străin, probabil, cine știe din ce țară. Da, da, da. Bun. Bun, acum să zicem la filmele animate. Uite, cel mai bun film animat, Frozen. Cu fata aia cu părul roșu. L-am văzut. L-ai văzut? Și cum ți-a părut? Tare. Blondă. A, zi-mi tu, zi-mi, blondă. Zi-mi. Da, nu l-am văzut, am văzut doar puțin secvențe din prezentare, da. Și mi-ar plăcea să-l vadă. Ți-ar plăcea să-l vezi.
Am înțeles că e foarte bun de la mai mulți oameni. Da, 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 da. Eu nu l-am văzut. Nu l-ai văzut. Alex, dar tu ce filme urmărești? Mm-hmm. La ce te uiți? Nu prea urmăresc, de obicei mă uit pe YouTube. Dar ați văzut Lupul de pe Wall Street? A văzut careva? Da. L-ai văzut și ți-a plăcut? Da, mi-e place DiCaprio foarte mult. Și mie. Și eu la McCartney. Da, da, da. Care e nominalizat la Oscar și sunt sigură că o să ia Oscarul pentru filmul American Hustle sau ce? Dallas Club Buyers. Dallas Club, da. Deci a fost, nu știu, a jucat genial în filmul ăla. Genial. L-am văzut imediat după ce m-am uitat la The Wolf of Wall Street. Și a jucat genial și sunt sigură că o să ia Oscar. Da, da, și eu cred. Bianca, tu ai văzut Lupul de pe Wall Street? Eu nu l-am văzut, dar am auzit tot așa de la mai mulți oameni. Uh-huh. Alex, ai văzut? Nu, n-am noi doi împreună am văzut trailerul, asta e o altă, așa, dar n-ai mă uit foarte mult la filme. Și eu. Nebunită după filme. Și sunt foarte critică. Ești critică? Foarte, da. Uite ce e foarte bine, bun. Bun, cel mai bun scenariu original. American Hustle e câștigătorul. L-am văzut. Și cum ți s-a părut? Ți-a transmis ceva, vreo emoție, vreo poveste? Nu. Actorii sunt buni. Actorii, da, au jucat bine. S-a avut-o pe fata aia din Hunger Games, Jennifer Lawrence. Mm-hmm. Bianca, uite-ți. Fan of Hunger Games. Ești fan of Hunger Games? Le-ai văzut pe toate? Da, sunt doar două deocamdată. Două, cele două. N-ai citit și cărțile? Asta nu să zic, da. M-am apucat de prima. Acum citesc cărțile. În română sau în ce limbă? Păi am una în română și una în engleză. Citești și română și în engleză. Foarte tare. Alex, tu? Eu am văzut al doilea film, vorbind de Hunger Games, am văzut al doilea film și da, m-a pus cineva repede la curent cu ce se întâmplă. Aha. I-am Alex, tu te-a pus să vezi. Eu am un coleg la muncă care îmi spune mereu sfârșitul filmului. Mă pot uita la nu, ca să-mi facă în ciudă, mă întreabă la ce film m-am uitat, pentru că știe că eu urmăresc foarte multe filme. A, nu l-ai văzut pe ăsta? Păi moare ăla oricum. A, adică ți-a tăiat ochii pe să te uiți. Da. Bun. Hai să trecem mai departe. Cel mai bun regizor. Alfonso Cuarón, Gravity. Da, tot Gravity. Bun, mai vorbim sau cântăm? Ce ziceți? Cum vreți. Eu zic totuși să cântăm. Hai să cântăm și după aia mai vedem. Bianca, te rog. I'll get you out of here. There's so much talking in his atmosphere. 'Cause I just wanna get you out of here. My baby's gonna get a lot of me. She goes Gigi, Jojo, la la, let's go Geronimo. Zezé, Zozo, la la, let's go Geronimo. Gigi, Jojo, la la, let's go. And I'm Geronimo, out of here. There's so much smoking in his atmosphere. I just wanna see you bright and clear. My baby's gonna get a lot of me. Ooh. She goes Gigi, Jojo, la la, let's go Geronimo. Zezé, Zozo, la la, let's go Geronimo. Gigi, Jojo, la la, let's go. And I'm breaking, breaking away. I may be power, power shots. I'm giving all I got. I'm feeling, feeling today. I feel my face with you, drop drops. And I'm kissing underdogs. Gigi, Jojo, la la, let's go, Geronimo. Love. Let's do it all for love. It all comes down to you and me, me and
Piesa asta? Aura Dion. Frumos, frumos, frumos. Îți place Aura Dion? Da. Mai are o melodie foarte frumoasă, Friends. Friends, da, știm, da, știm, știm. Da, frumos. Bun, să trecem mai departe, să trecem la Facebook, îți prezice cât va dura relația ta. Da, asta am zis și eu. Ce crezi, Simona, despre chestia asta cu Facebook? Îți zice, dacă te ții într-o relație între 2 și 3 luni, ești de durată. Dacă ți-o săptămână, s-ar putea să nu, s-ar putea să te despărți. Ce părere ai? Da. Prostioare de pe Facebook, nu? Da, eu, să zic sincer, Facebook îl folosesc pentru că mă joc Candy Crush. Și eu, și eu, bravo. Și regia la fel. Șeful meu știe... Eu mă joc tot timpul Candy Crush în timp ce sunt la telefon cu clienții și fac vânzări. Asta e modalitatea mea. Sunt la nivelul 380 ceva. Deci, mamă, ne-ai luat. Cred că, ai perseverat. Cred că trebuie să se, nu știu, să se organizeze o olimpiadă, ceva. Pentru Candy Crush. Da. Și pentru mine Facebook este o rețea de, să zicem, socializare, da. Chiar dacă eu nu socializez prea mult. Mai mult pentru a fi... cool. În contact cu prietenii, da. Cu care nu mă pot vedea, nu, da, știu, da, de exemplu, da. Din Italia, cu care am rămas prietenă. Cu mama vorbesc fiecare, da, exact, seară. Exact. Bianca, tu? Ce zici? Crezi în chestia asta cu relația, cu nu știu ce? Nu știu. Noi copii. Da. Bun. Simona, până una alta, hai să lăsăm Facebook, că nu ne mai prezici nimica, domne, lasă-ne. Și la cere la regine când ți ochii tăi. Simona, sigur, te rog. Nu e ușor, nu e nici greu. Încerci acum să te întorci din drum. Poate că eu cu sufletul meu voi avea atunci să spun. Însă pot să spun, bine ai venit.
să ochii tăi se vor pierde în noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Însă ochii tăi vor fi două șoapte și mi-e foarte dor, e tare dor de ei. Însă ochii tăi se vor pierde noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Însă ochii tăi vor fi două șoapte și mi-e foarte dor, mi-e tare dor de ei. Alex, îți place Holograf, nu? Da. Ți-a plăcut interpretarea? La Mamaia. Ai cântat-o la Mamaia? Da. Foarte frumos. Ce ți-au zis băieții de la Holograf? Ai avut vreo întâlnire cu ei? Din păcate, nu. Aș fi vrut să-l întâlnesc pe Dan Bittman la X Factor, dar n-am avut, din păcate, șansa. Îl respect foarte mult ca om, îmi place foarte mult ca artist. Cu siguranță i-aș fi plăcut să te întâlnească. Sper. Sper să-l întâlnesc. Poate realizăm o întâlnire în viitor, Simona. A, Doamne ajută. Desigur, bun. Bun, Bianca, ne mai cânti și tu ceva? Da. Te rog. Broken one, but I'm the only one who needed saving. Yes,
It's only when you see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how I feel about it, or something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way, I want you to stay. Foarte bine, mulțumim, Bianca. Simona, spune-mi, cum a fost experiența ta în Italia? Cum a fost experiența mea în Italia? Frumoasă Italia ca țară? Da, bineînțeles. Eu am locuit 6 ani de zile în Sicilia. Pe care frumos. Pe care o consider cea mai frumoasă parte din Italia. Este într-adevăr. Am plecat acolo când aveam 10 ani. Habar n-aveam să vorbesc. Știam ceau, pizza, pasta. Și am făcut, țin minte că m-am dus în vară, am făcut 2 luni de meditație și imediat am început școala. Și eram... care a fost impactul meu la început? Oamenii cum se par? Sunt deschiși? Sunt... Da, oamenii sunt foarte călduroși. Sunt primitori. Pentru că suntem în Sicilia. Sunt foarte primitori, generoși, prietenoși. Însă am avut o mică problemă cu limba la început, pentru că acolo se vorbește foarte mult dialect. Uh-huh. Deci italiană, din păcate, se vorbește foarte puțin. Și am avut impresia că nu mă aflu în Italia. Deci, eu încercam să vorbesc în italiană cu ei și ei mă răspundeau în altă limbă, pe care nu o înțelegeam. Și apoi mă tot duceam la mama și întrebam, dar ce limbă e asta? Unde m-ai adus? Și apoi am înțeles că ei, de fapt, vorbesc în dialect, din păcate. Uh-huh. Da, dialectul sicilian are influențe arabe. Da, așa, e o altă limbă deja. Și a trebuit să învăț dialectul și apoi italiana, pentru că și profesorii vorbeau, până și ei vorbeau un dialect. Dar am început imediat să mă împrietenesc, să învăț limba când ai cum, fiind copil, trebuie. Da, deci oamenii sunt și... prietenoși și calzi în zona aia, sunt și mai simpli. Comparație cu continentul. Da. Față de nord, pentru că eu am stat 6 ani acolo, apoi m-am mutat în Milano. Deci nu se compară. Nu se compară. În Milano, nu știu, îți dau un exemplu, dacă locuiești în același bloc timp de, nu știu, 5-6 ani, nu-ți cunoști vecinii, pentru că ei nu te salută. Da. Ei sunt nu... oameni mai reci. Da, nu. Și n-am reușit să mă prietenesc acolo, din păcate, cu mulți. Și în Sicilia nu ți-ai făcut prieten? Nu Sicilia? Prieten? Nu. Păi eram mică, m-am mutat aici în țară când aveam 16 ani jumate. E, mă rog, am avut așa o zi, două, mergem în parc și ne ținem de mână, dar nu, eram foarte, dacă o întrebați mama, eram foarte, foarte băiețoaică, așa eu. Eram, nu mă îmbrăcam cu fuste, rochițe. Ia spune-ne, Simona, cum sunt portocalele siciliene? Spune-ne în românilor, alea roșii, se compară cu ceva pe lumea asta? Păi uite, să dau un exemplu. Nașpa, când vedeai pe stradă un pom fără portocale, îți dădeai seama că acolo a trecut un român. Uh-huh. Pentru că românii, când vedeau pomul plin de portocale, așa, luau și băgau în sacoș sau ce aveau ei acolo. Italienii nu se ating, pentru că acolo sunt pomii, nu știu, în fața balconului sunt pomii de portocale. E, pentru români erau ceva mai... Mamă, portocale pe moca, știi, adică... Da. Wow. Am înțeles. E, lasă că nu numai românii. E, nu numai românii, dar acolo era plin de români. Plin, plin. Bine, și Italia e patria lor la furăciune, scuzați. Mm-hmm. Așa. Bun. Nu, a fost oricum mâncare foarte bună. Oamenii sunt foarte buni la suflet, prietenoși. Da. Nu, nu se compară. Eu mă duc mereu acolo, e a doua mea casă. Îți plac fructele de mare? Nu. Păcat. Nu, eu nu mănânc pește, nu mănânc fructe de mare, din păcate. Știu, am locuit acolo, pe Marea Mediterană, unde erau fructele de mare la ordinea zilei, da. Spune-mi, ai mâncat mic dejun pâine caldă cu înghețată pe ea?
Da. Și? Se numește, deci granita, da? E înghețata aceea, e gheață cu aroma aia de, da, de înghețată, da. Și brioșa caldă. Uh-huh. Aia se mânca de dimineața la mic dejun și se numea brioșă cu granită, uh-huh. cu granita. Da. Da. Durere, da. Deci nu, nu, nu pot. Cum de rămas slabă? Păi, cred că e o chestie ereditară, că și mama e slabă și... Deci ăsta e felul tău. Da. Nu te-ai abținut. Nu, mănânc de toate. Deci nu. Dacă mi-i întreb colegi de la muncă, eu mănânc ce mai mult dintre toți. Mănânc foarte mult. Uite, așa, încet, încet am ajuns la finalul emisiunii. A trecut o oră jumate ca nimic. Și încheiem emisiunea cu Simona. Păi cânta de încheiere. Vreau să smuc de la voi emisiunea, că veniți și într-o emisiune viitoare. Sigur, sigur. Cu cea mai mare plăcere. Celor de acasă vă spun la revedere și ne vedem și săptămâna viitoare de la aceeași oră. Așteptăm comentariile voastre pe Facebook și un weekend plăcut! Io come un albero nudo senza te, senza foglie, radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, senza starvi a radici ormai, mentre la neve va giù. È quasi Natale, tu non ci sei più. E mi manchi, amore mio. Tu mi manchi come quando cerco Dio. E in assenza di te io ti vorrei per dirti che tu mi manchi, amore mio. Così forte che ogni giorno muoio anch'io. E in assenza di te è il vuoto dentro me. Senza noi è rimasta l'anima, ogni pagina, mentre la neve va giù. Te rimani ancora qui e vedo noi dentro occhi miei che non ci sono più. Abbandonata non ci sarò per non dimenticarti mai. E mi manchi, amore mio, tu mi manchi come quando cerco a Dio. E in assenza di te io ti vorrei per dirti che tu mi manchi, amore mio, così tanto che ogni giorno muoio anch'io. E in assenza di te